Potrivit unor surse, în dosarul fraudelor informatice de la Direcția Economică a Primăriei Buzău, intenția ar fi de amânarea judecății până la prescrierea faptelor. Situație înregistrată în dosarul Orizont, unde lucrurile sunt destul de complicate, fiind greu de crezut că sentința inițială va fi schimbată la Curtea de Apel Ploiești. Ancheta începută pe data de 22 octombrie 2015 de DIICOT Buzău a vizat mai mulți funcționari publici cu funcții de conducere și execuție în cadrul primăriei municipiului Buzău pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, fraudă informatică și abuz în serviciu în dauna intereselor publice. Pe 18 noiembrie 2015, procurorii DIICOT au ajuns la primele concluzii în dosarul care vizează obținerea ilicită de bani a mai multor funcționari în frunte cu șefii Direcției Economice și au reținut 3 funcționari. Este vorba despre Liviu Cătălin Boaru, șef serviciu urmărire, executare și colectare creanțe fiscale, persoane juridice, Nicoleta Angelica Lung, referent în cadrul aceluia serviciu, și Virgil Tosu din Primăria Buzău. Directorul executiv al Direcției Economice, la acel moment Ion Gegea, era primul vizat în acest dosar, el fiind adus la audieri cu escorta de poliție. Doi dintre inculpații din dosarul fraudelor informatice identificate de procurorii DIICOT la Direcția Economică a Primăriei Buzău au recunoscut la scurt timp după începerea procesului pe fond că au șters amenzi din baza de date, dar nu și că ar fi săvârșit astfel un abuz în serviciu, infracțiune despre care avocații în cauză spun că procurorii DIICOT Buzău ar fi introdus-o pe lângă cele de constituire de grup infracțional și fraude informatice, cu scopul de a mări limitele de pedeapsă. 6 angajați ai Direcției Economice a Primăriei Buzău au fost trimiși în judecată în august 2016 de către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Buzău. La termenul de marți, instanța a dispus o nouă amânare până pe 19 noiembrie pentru refacerea raportului de expertiză informatică și în vederea soluționării cererii de recuzare a expertului contabil.